convocați de primarul comunei Tămaș la ședința ordinară a Consiliului Local, care are de sala de conferințe a sediului administrativ Tămaș, în data de 12 martie 2024, ora 10. Pe ordinea de zi avem 6 proiecte plus diverse. Înainte de a da citire ordinei de zi, dau cuvântul domnului secretar să reprezinte procesul de luare de la ședința anterioară. În conformitate cu proiectul hotărâri administrativ și a dispoziției primarului numărul 112/20 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tamar, cu data de 26 februarie ora 10, a fost convocat la ședință. Din verificarea de cele prezente, rezultă că la ședința de astăzi, din cei 13 consilieri locali care au constituit Consiliul Local al Comunei Tamar, sunt prezenți 13 consilieri, acestea din domnul Toma și mișcarea din Cătălin. Astfel, ședința este legat constituită și pot începe lucrările. La ședință participat un număr de 11 consilieri locali, primarul, administratorul public, consilierul juridic, în calitate de lucrător la secretarul general. Secretarul general, respectiv Consiliul Juridic, a citit procesul de luare ședinței anterioare și propune pe cel de ședință să-l supună la vot. Președintele ședinței întreabă dacă se înscrie la vot, referitorul nu se înscrie, este supus la vot cu următorul rezultat. Votă pentru 11, 0, împotriva, obține 0. Președintele ședință, prin într-un an de zi, a ședinței, vot de votare numărul 13, privind de votarea contravalorii transportului cadrului tactice pentru luna decembrie 2023 și ianuarie 2024. Proiect de hotărâre numărul 14 privind stabilirea mandatului proprietar legal aprobat de Tamaș pentru ședința Adunării Generale Acționarului ASC Compania Regională de Apă Crab, Bacău. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea proiectului cadrului de cheltuieli aprobat de Tamaș. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea proiectului de acțiuni și de proiect de interes local pentru partenerilor de muncă pe care trebuie să se presteze în anul 2024, beneficiari din gestionul de 16, pentru venitul minim de incluziune. Proiectul de numărul 7, prin aprobarea efectuării procedurii de vină arestat la care de la anterior, din cursul anului 2024, pentru primarul și viceprimarul Comunei Tamaș. Pe de vădere numărul 8, care beneficiară și aprobarea statului de funcție pentru aparat de specialitatea primarului. Proiectul de vădere numărul 9, prin utilizarea cererii bugetare de la anii precedent. Proiectul de vădere numărul 20, prin alocarea de fonduri necesare a din Adidas Siret, pentru cheltuie neevitabile a venitului proiectului, înființarea rețelei de vânzare de distribuire de gaze naturale în Adi Siret Gaz, cum asta m-a trecut pe șul de Țăl Bacău. Proiect de hotărâre numărul 21, prin stabilirea unui stil restricții de circulație pe drumul comunal de Cerneșop, Tamaș Hotru și pe drumul Sătești din Comuna Tamaș, de Țăl Bacău. Proiect de hotărâre numărul 22, privind aprobarea programului de gospodării de Comunei Tamaș, de Țăl Bacău, pentru anul 2024. Proiect de hotărâre numărul 23, prin informații de interes public. Proiect de hotărâre numărul 24, prin aprobarea programului subvenționare a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpâni ce aparțin rasei comune și metișori acestora din comuna Tamaș. Punctul 13 se supune la pătrunde de zi, votă pentru 11, împotriva 0, obține 0. Președinte ședință de citire suplimentării ori de zi, următoarele proiecte, proiect de hotărâre numărul 25, prin aprobarea de hotărâre cheiului de transport pentru funcționarea cu 15 persoane pe operațiunea care pe unul de ocupațiune administrat, în afară specialitatea primarului comunei Tamaș. Proiect de hotărâre numărul 26, privind includerea segmentară publică a Comunei Tamaș și suprafeței de 2566 pentru proiectul de investiție prin asigurarea independenței energetice a clădirilor publice din Comuna Tamaș. Se supune la vot suplimentarea unui de zi, următoarele rezultate de pe 11, poate de 0, obține 0. Se solicită aviz comisiei de specialitate cu avizie favorabile pentru toate. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 13, privind de hotărârea transportului care este dat cel din decembrie 2023 și ianuarie 2024. Președinte ședință întreabă cine face propunere, nu se scrie nimeni acum, se supune la vot cu următoarele rezultate. Votă pentru 11, împotriva 0, obține 0. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 14, prin stabilirea mandatului reprezentatului legal și de 28.02. Președinte ședință întreabă cine se face propunere. Domnul Vădreac propune pentru delegare pe domnul Ceasa. Doamna Nesel propune pe delegat pe domnul primar să supune la vot pentru domnul Ceasa 3 voturi, pentru domnul primar cu voturi este ales acesta pentru reprezentare. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 15 prin aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli aprobate la Tamaș pentru anul 2024, lista obiectelor de investiții în bugetul local pe anul 2024. Se propun două amendamente cu privire la bugetul local. Președinte ședință de citire amendamentul, întreabă dacă are ceva propune. Președinte ședință. Trebuie cine face propunere. Doamna Moise Aurica propune mutarea
toalete de la grădiniță se supune la vot. Votul pentru, votul, votul împotrivă, 0, obțineți 0. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 16 prin aprobarea planului de acțiuni și lucrări de locare pe partea de muncă, care trebuie să se în 2024. Președintele ședință întreabă cine se scrie la cuvântul, se scrie bine, se supune la vot cu motorul rezultat. Votul pentru, votul 0, votul 0, obțineți. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 7 prin aprobarea acțiuni și lucrări de odihnă restantă, pe care mai doar aferent anul anterior, cu somnul 2020, pentru primar și ultimul primar. Deci, nici nu se întreabă cine face propunere, nu se întâmplă nimic acum, se trece la vot cu următor rezultat. Votul pentru votul, cei împotriva 0, obține 0. Primar, prezintă proiectul de hotărâre numărul 18. Prin completare, modificarea statului de atunci, în favoarea specialitatea, primar, comunit la Maș. Președinte, și nici întreabă cine face propunere, nu se întâmplă nimic, n-a promis să pune la vot cu următor rezultat. Votul pentru 11, 0, împotriva 0, obține. Primar, prezintă proiectul de hotărâre numărul 19, prin completare, cu precedență. Cei ce se întreabă cine face propunere, se scrie în la vot, se pune la vot cu următor rezultat, votul pentru, 11.0, împotrivă 0, abținere. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 20, prin alocarea de fonduri pentru fonduri necesare, ADI, DASIRE, pentru cheltuielile inelegibile de proiecte finanțate de ține inteligentă, distribuții, gaze naturale, ADI, DASIRE, unul etat mai lucrător și Giosef. Cei ce se întreabă cine face propunere, se scrie în la vot, se pune la vot, votul pentru 11.0, împotrivă 0, abținere. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 21, prin stabilirea unor restricții de circulație pe drumul numărul 18, Tamașul Ghișu, nu se trece cu mâna Tamașul. Cine se întreabă cine se scrie, cine face propunere. Domnul Nicola arată că este de acord, dar nu înțelege pentru ce trebuie plătit această taxă. Nu arată că taxa nu este de pentru locuitor pe lume și domnul atunci își pică necesitatea de acreditație pentru întreținerea drumului. Se supune la vot următor rezultat, votul pentru 10, 0, împotrivă, obținere. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 22 din 20 a luat, prin aprobarea proiectului de hotărâre cu Mihai Tănaș, în 2024. Deci, nici nu se întreabă cine face propunere, nu se scrie nimic la cuvânt, o să pune la vot următor rezultat, votul pentru 11, votul împotrivă 0, obține 0. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 23, prin informat de interes public. Nu se scrie nimic la cuvânt, se supune la vot, votul pentru 11, împotrivă 0, obține 0. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 24 prin apasarea programului de selecționare a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor, stăpân ce aparține la SIN, comune și medicilor, acesta din comuna Tamar de Țurbal, că se știe nimeni să întreabă cine face propunere, nu se scrie nimeni la cuvânt. Voturi pentru 9, împotrivă 2. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 25 prin aprobarea de contări, cheltuieli de transport în funcționarea publică personal contractor în cadrul comunei ocupaționale administrative la valoarea specialitatea primarului. Președinția nu se întreabă cine face propunere, nu se scrie nimeni la cuvânt, se supune la vot următorul rezultat. Votul pentru 11, 0, împotrivă 0, obține. Primarul prezintă proiect de hotărâre numărul 26, prin includerea inventarul public a comunei Tamaș o suprafață de 2566 metri pătrați, pentru proiectul de investiție privind asigurarea independenței energetice a clădirilor publice din comuna Tamaș. Președinția nu se întreabă cine face propunere, nu se scrie nimeni la cuvânt, se supune la vot votul pentru 11, împotrivă 0, obține 0. La diverse, președinte ședință, întreabă cine se înscrie la cuvânt, nu se scrie nimeni. Încheierea ședință, președinte ședință, mulțumesc pentru atâta mult pentru lucrările și, de practic, ședința închisă. Puteți să mai repetați să dea când la proiectul cu câini voturile? Da. Deci noi, eu și cu tata, nu am participat la vot. Deci așa trebuia să specificați. Dar deci nu ne-am abținut. Deci nu am fost prezent la ședință. Nu, ok. Deci noi doi nu am participat la vot. Okay. Adică s-au retras pentru proiectul de hotărâre cu început. Așa s-a întâmplat. Știu că n-ați fost, dar așa s-a întâmplat. Deci nu am participat la vot. Așa e, dar dați-mi voi să montez chiar acum. Rămân numai nou. Proiect de hotărâre numărul 27 din 5-a 3-a 2024
privind aprobarea documentației pregătătoare pentru aprobarea PUZ la obiectivul autorizarea lucrărilor de reabilitate și schimbare destinației clădire din birouri în hotel cu 8 camere de cazare și construirea unei săli de evenimente pentru terenul intravilan situat în satul Chetriș, Comuna Tama, Județul Bacău, beneficiar SECE Archet SRL și SECE Novaia Same SRL. 2. Proiect de hotărâre numărul 28 din 6-a 3-a 2024, privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare pentru locuitorii Comunei Tama, Județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre numărul 29 din 6-a 3-a 2024, privind aprobarea sumelor necesare funcționării și desfășurării activităților propuse de către ansamblul folcloric Tămășan al Consiliului Local Tămaș pentru anul 2024. 4. Proiect de hotărâre numărul 30 din 6-a 3-a 2024, privind stabilirea mandatului general al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Tămaș pentru ședințele adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. 5. Proiect de hotărâre numărul 31 din 6-a 3-a 2024, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia și Primăria Comunei Tămaș. 6. Proiect de hotărâre numărul 32 din 6-a 3-a 2024, privind aprobarea Convenției de colaborare privind transportul beneficiarilor locuințelor maxim protejate Tămaș la centru de zi Tămaș. 13 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la primul proiect. Domnule primar. Proiectul de hotărâre numărul 27 privind aprobarea documentației pregătitoare pentru aprobare cu PUZ la obiectivul autorizarea lucrărilor de reabilitare și schimbare destinației clădire din birouri în hotel cu 8 camere de cazare și construirea unei stări de eveniment. Pentru terenul intravilan situat în satul Chetriș, Comuna Tama, Județul Bacău. E vorba de terenul de la mobilă, cel al lui domnului Ioneasa, unde e făcut ca de construcția, face o sală de eveniment. Adică să comisia jurnalică nu dată aviz. Mai aduc un trimat de părinte cu o dată? Nu, dar am înțeles
înțeles așa, că domnul Mișca Cătălin este deja în litigiu și este deja dus la procurator sau nu știu unde pentru chestia asta acolo. Deci... Terenul ăla? Cu terenul, doar nu știu ce acolo, eu chiar... Deci e vorba unde a fost zootehnia? Da. Și zice că deja toate sunt construite și noi acum trebuie să dăm avizul favorabil. Păi ei trebuia să ceară înainte de a construi. Păi doar dăm o documentație pe mergătoare. Nu, este vorba despre un pus de schimbare a destinației pentru acolo e zonă de industrie. A fost ceapă și este zonă de industrie. Și vrea să transforme în zonă de... Sală de evenimente, de hotel. Și posibil că deja o transformat, așa am înțeles. Nu poate fi pus. Acolo a fost zona de industrie. Deci așa e că au construit, deci... Adică exact cum este și așa. Așa am înțeles eu. Domnul Mișca deja e plecat la... Așa, exact. Aceeași situație ca la Cluj. Da. E zona de industrie, ca la state de curare, e zona de industrie. Nu poate fi construite alte obiective decât strict deci, de industrie. Deci Mișca de aia prezent la ședință, el deja e dus la... Nu știu unde, până unde, nu știu, până mă pricepe la... Da, trebuia să precizezi pe avizele favorabile ca să-l vetra. Da, nu știu, că a fost acolo însemnat și nu știu, luat-o precolată pentru domnul. Deci, conform codului administrativ, un proiect poate fi supus dezbaterii atât timp cât are aviz. Avizul poate fi favorabil sau poate fi nefavorabil. Nu poate fi luat în discuție și supus aprobării dacă nu există. Ne aflăm în situația în care el nu mai există. Motivul nu discutăm. Deci, avem două variante. Dacă președintele în cerință solicită să facă alte formulare, să le aduc și comisia să analizeze această chestie, să dea da sau nu, mă duc și-l fac. Dacă președintele în cerință consideră că nu-l supune, nu-l urcă la discuție, cum considerați dumneavoastră, eu mă supun hotărârii președintele în cerință. Nu am acordat, dar vezi cu comisia 2, nu am acordat. Dar vezi că-ți râd capărea, mai ai pe mesajul primar.
Acest proiect îl retragem din pe ordinea de zi, dacă se considera mort, până la doua clarificare. La următoare ședință să vină cei care să... Cei în cauză. Cei în cauză ca să clarificăm situația. Domnule secretar, specificați procesul verbal. Nu se supune la vot. Deoarece nu... Trebuie clarificat. Trecem la proiectul numărul 28, privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutorilor de împământare pentru locuitorii Comunei Tama, județul Bacău. Primarul poate acorda ajutor de urgență în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanele singure cu domiciliu în Comuna Tamaș, aflate în una din situațiile deosebit stabilite în anexa numărul 1, care face parte integral din prezenta hotărâre. Pentru situații deosebite prevăzute la anexa 1, este nevoie de anchetă, de anchetă socială, de documente justificative, acte privind componența familiei, venituri nete, de persoanele. Și e atașată, anexa nu a fost atașată la proiect. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. E vorba de așa care este de momentare. Dar nu sunt cuvânt la cuvânt. Momentan avem doar doi. Gemenii și două familii. Avem familia Gemenii la Funicari și la Chetriș. M-am învățat, nu? Îmi dați voi? Da. Mulțumesc. Conform hotărârii de Consiliu pe care dumneavoastră ați aprobat în unanimitate, ajutorul de deces este 50% din ajutorul acordat unui pensionar la data acordării. Ați aprobat HCL de fiecare dată cu 50% din valoarea ajutorului acordat unui pensionar. Și atunci la data decesului. Nu-i 15 milioane. Este aproape 3.000 de lei sau 3.000 de lei. Și atunci a la publicat în comunicatul ăla cu vai pe ei s-o dat 1.500 de lei. Vai, vai pe ei. Păi cum nu știu, dacă eu m-am interesat, eu am adus alte lici, pentru că s-a dus la două luni de zile și două, trei luni și nu mai luam. Și am fost pe ultima zi când am depus în lici. Și de dumneavoastră. Păi cum adică? S-a dat 1.500. Da, aici o spui, da, nu așa e, dar așa s-a dat pe timpul care reordinează tot 1.500 sau 10.000 de lei, 1.000 de lei. Așa a fost atunci, așa dar acum păi, ai hotărârea. E probabil acum să... Este așteptată. Da. Păi stai că nu s-a pus-o la vot. S-a pus-o deja la vot? Nu s-a pus-o. Deci era vorba despre că... Eu am citit foarte bine în asta, în proiecte. Deci după ce noi votăm legea asta acum, cade hotărârea de Consiliu din 2020, care acolo era scris exact cum zice domnul primar, între 1.000 de lei și 1.500 de lei. Deci așa scrie. Și acum, într-adevăr, doamna Donțu are dreptate pentru că să dă, nu ați citit, sunt ajutoare să pot da și până la 200.000 de lei în timp de 6 luni de zile persoanelor celor care, de exemplu, le moare soțul și ele nu pot să fie pensionare, adică ele nu sunt la pensie. Și următoarea ia pensie de urmaș, cum avem. Eu am citit foarte bine aici, cam așa scrie, exact cum am spus. A să ajunge la 50% din valoarea perfect. Așa e. Supunem la votiți. Proiectul numărul 28. Cine este pentru? Trebuie să citiți. Domn doctor, vă obțineți? Sau nu? Deci toată lumea e de acord. Trecem la proiectul numărul 29, privind aprobarea sumelor necesare, funcționării și desfășurării activităților produse de către ansamblul folcloric Tămășan ca Consiliului Local Tămaș pentru anul 2024. Consiliul a propus sumele necesare funcționării și desfășurării activităților propuse de către ansamblul folcloric Tămășan ca pentru anul 2024 și 4 a fost în supunerea Consiliului Local Comunei Tămaș de Subacor cu o valoare estimată de 30.000 de lei. Dacă se înscrie la sfârșit. Eu. Doamna Neagu.
Eu sunt de acord cu ansamblul ăsta, că, de exemplu, chiar așa am trecut când au venit aici doamna Chetraru în ședință, i-am spus să adreseze Consiliul Local, pentru că totdeauna ne punea să le dăm noi sume, dar noi nu aveam nicio bază pe baza cui să dăm. Dar menționăm aici că domnul Mișca Cătălin, m-a menționat odată, sunt copii care au fost acum la Olimpiada de Română și nu am auzit nimic de ei și au luat note de la 7.50 în sus și văd că pe ei nu e. Noi înțelegem, nu putem face numai copiii care sunt la ansamblu, acolo sunt 20-25 de copii, dar sunt copii care merg la fotbal, sunt copii care merg și n-am văzut niciodată și pe ei să le dăm și lor ceva ca să-i facem să învețe mult mai bine, să meargă la fotbal, să meargă la volei, să meargă la tenis, la toate cele. Pentru că și în orașe se fac toate cursurile, dar se mai fac și cu bani. E un băiat de la noi care merge la fotbal pe spatele părinților, îl duce zil, mașina, cheltuie, plătește, îl duce în cantonament. Niciodată n-am văzut, ia să prindem. Dar copiii ăștia de la Olimpiadă trebuiau acum neapărat prin și ei aici. Măcar câte 100 de lei, 150 de lei dacă le dădeam tot. Pentru că o mândrie să avem copii, 5-6-7 aproape au fost, printre care unul de la Funcar, unul de la Rapa, vreo doi de la Chitrești, la impresia că și fetița domnului director, așa, și nu se vede nimic. Deci trebuie prins și așa ceva. Deci o să dăm drumul la proiectul ăsta când o să fie prins și toți acolo, nu numai, nu facem, numai ansamblu. Pe ansamblu am trecut, am cheltuit 60.000 de lei, le-am mai dat anul trecut. Și nu vedem niciunul să fie pe la România Talent, pe la Star, pe la... Deci ar trebui să vedem și noi, măcar o persoană acolo, dintre toți ăștia, să ridici măcar una singură. Mulțumesc! Deși am semnat raportul de specialitate, domnul Vlad Dinschi nu a venit încă cu regulamentul de funcționare. Deci vorbesc de bani ăștia. Banii noi am bugetat, i-am prins în buget. Acum o să ordonator de către subtivă, îi dăm sau nu îi dăm. Dar aș veni cu amendamentul de a prezenta raportul privind desfășurarea activităților pe anul 2023, care noi nu știm nimic. Ce au făcut? 2. Activitățile desfășurate și locurile de deplasare ale acestora și cu aprobarea cui? Pentru că e al Consiliului Local Tamaș. Am înțeles că au mai fost la spectacole prin altă parte și acolo s-au luat niște bani, nu avem și nimic. 3. Sumele cheltuite și defalcate pe activități. Adică ne zice că nu o să luăm, nu știu ce, discuri sau filmulețe. Deci nu avem. Modul de desfășurare activității publice, a achizițiilor publice, ca e de sarcină, pentru că s-au luat băști, s-au luat multe. Deci să vedem cum s-au achiziționat, dacă a fost totul legal, pentru că dacă tot e al Consiliului Local. Atenția, nu se interpreta că sunt împotriva ansamblului. Deci am militat de fiecare dată, ansamblul folclor, e o mândrie pentru comuna Tamaș, dar pentru aia trebuie să intrăm și în legalitate. Adică nu poți tu să vii să-mi spui, bă, am făcut un program, efectiv, să vedem ce ați făcut. Și atunci îi votăm, pentru că banii sunt prinși în buget. Dar, deocamdată, nu au venit să ne explice ce am făcut cu voie de anul trecut. Și tu ai gândul. Poți cu părerea mea personală. Mulțumesc! Spune-mi la vot. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? 5. Împotrivă? 6. Care 6? Focus 9. Sus mâna, cine da acolo? 1, 2, 3, 4. Nu ești mai puțin acum? 2, 3, 4, 5. 5, da. Împotrivă? Împotrivă? Abține? 1, 2, 3, 4, 5 abține. Deci, banii va primi, dar să prezint. Am înțeles. La următoarea ședință. Trecem la proiectul numărul 4, privind stabilirea mandatului general al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Tamaș, pentru ședințele adunării generale acționarilor,
ASENCE, Compania Regională de Apă Bacău, ESAC. Consiliul Local al Comunei Tămaș, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă acționarului ASENCE Crabesa, acordă mandat general doamnă domnului și în hotărâri dumneavoastră pentru reprezentarea Consiliului Local Tămaș în adunarea generală de acționare ASENCE Crabesa până la revocarea acesteia. Aici acolo îți propune spre ce. Dacă s-a propus, ați domnul primar. Această hotărâre până revocarea acesteia. Cine este pentru domnul primar să ne reprezinte? 10. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 31 privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia și primăriei comune Tamaș. Se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru autoturismul Consiliului Local și serviciile publice subordonate acestea, fără personalitate juridică, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Nu se consideră depășit în consum de carburant norma de autoturism și mijloace de transport, consum, care, la nivel anual, se încadrează în limita consumului de combustibil, norma stabilită. Și aveți în spate anexa cu cele 6 mașini care sunt în subordinea noastră. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6. La proiectul numărul 32, privind aprobarea Convenției de colaborare privind transportul beneficiarilor locuințelor maxim protejate Tamaș la centru de zi Tamaș. Se aprobă Convenția de colaborare privind transportul beneficiarilor locuințelor maxim protejate Tamaș la centru de zi Tamaș. Se aducem pe cei cu dezabilități de la Chetri și la aici, la Tamaș. Cu mașina noastră, cu autoturismul. Dacă se scrie la cuvânt, știm cu ce nu am fost. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Trecem la diverse. Dacă aveți ceva de spus. Da. Doamna. Doamna, diverse de anul trecut, că am aprobat la Marchea o tehnicare, mai așa, la Casa Prasnicală s-au dat numai 10.000 de lei și au fost promise încă 20.000 de lei. Așa. Credeam că acum proiectele astea, sau măcar în următoarea, rugăm să prindeți, să faceți proiectul de hotărâre. Proiectul de buget s-a prins o sumă pentru culte. Da. Și urmează cenestul proiectul ăla, adică are niște cenestul. Deci se dă 20.000 de lei la culte. Mulțumesc, pentru că deja, deja la banii noi la cotec, noi am strâns, destul de mult bani s-au strâns și de la noi, dar trebuie, nu ajung. O depus părinte de ea documentația și... Foarte bine, mulțumesc. Deci, încă o dată, pentru domnul Masu, rugămintea pentru cei care nu au dat adresa de din domnul Popa, domnul din urmă de spani și la prezentarea de identitate pentru toți. Adică, ce se întâmplă? Foarte nasoală treaba dacă nu le dați, se poate pierde mandatul ăsta și nu de cauza mea sau mine. Deci, instituțiile statului anulează treaba asta. Anulează mandatul dacă nu comunicați toate acte la SDS, nu veți depune declarații de avere, să facă în format electronic. Așa o stabilim guvernul. Deci nu vrei. Ca să înțelegeți. Deci nu vrea cineva de la asta. Deci pur și simplu să anulează mandatul. Situația în care nu comunicați actele. Care acum, doi ani și nu au putut, ne-aș ajuta, doamna, vă rog. Da, nu fac asta, mai decât până într-un punct. Adică până în punctul în care noi comunicăm la SDS, centru de comunicare și de toate documentele, și ne emit aceste semnături electronice, pe baza cărora, dumneavoastră de telefon, de la de avere. Și o ajutați de noi dacă nu vă trebuie. Dar obligatoriu, vă trebuie adresa de mail personală, pentru că acea adresă de mail personală veți primi un mesaj de la serviciul de comunicații speciale. De asta trebuie. Și asta e chestie personală. Nu poți să dea la primărie să mă dea primărie. Este ilegal. Deci, fiecare trebuie să-și facă, să acum n-ați să vezi. Poate aveți un copil în familie, un nepot care vă poate ajuta să vă dea un acel, de mă învăță la lucrurile postului, dar trebuie chestia asta, deci nu avem ce face. Nu suntem depășiți de treaba asta. Da, da, da. Să se semnați că
acasă, sau cu sunătorile de lume. Și eu vreau să fac o precizare, mulțumesc, legat de cele trei comisii, care nu, dumneavoastră nu știți exact componența comisiei, ar trebui să vi le mai citească domnul secretar și rog frumos să le citească la diverse, astfel încât să știți atunci când comisia respectivă ar trebui să avizeze un proiect. Comisia nr. 1 este comisia care are cele mai multe atribuții, și ați văzut foarte bine acolo, iar avizul pe care l-au dat Comisia 1, ca să ne înțelegem foarte clar, era avizul corect. 2. Atunci când, dacă n-am plătat, vă rog să mă corectați, domnul secretar, pentru că nu vreau să las lucrurile nelămurite, deci Comisia 1 și-a dat avizul și l-a dat corect. Comisia 1 trebuia să-și dea un singur aviz, nu două. Așa scrie pe lege, nu facem 20 de comisii ca să ne acoperim unii pe alții de semnături. Nu, o singură comisie formată din 5, care cuprinde inclusiv activitatea de urbanism, patrimoniu, dezvoltare, așa cum au fost făcute, sunt aceleași comisii din 2020, când eu eram prezentă. Și nu ați să știți foarte bine asta. Iar pe parte de celălalt proiect de hotărâre, vizavele la ajutoarele de urgență și ajutoarele de mormântare, dumneavoastră a dat acum o hotărâre de Consiliu nominală pentru acordarea unui ajutor de urgență celor două familii cu cei doi decedați, respectiv gemeni și gamboi. Hotărârea de Consiliu precedentă pe care m-a spus că ați dat-o este generală, a fost dată în 2020 și a fost generală, deci mereu ajutorul de deces va fi 50% din ajutorul pus în plată. La nivel național, nu doar noi, scrie în lege. Și domnul secretar, rog să verifice, să vadă la dreptate. Iar acea hotărâre trebuie precizată în preambulul hotărârii de Consiliu care prezidează faza. Obligatoriu, pentru că acolo a fost dată dată cu regulamentul Consiliului Local și hotărârea pentru acordarea ajutoarelor de urgență în valoare de 50%, așa spune hotărârea. Numai că atunci, mai știu că exact. Că nu ați dat, au fost două dată, din piedeți, dar din diverse motive. Și pe ei cu dumneavoastră și dumneavoastră, ați dat totul 10.000 de lei. Deci avea din 2020, în 2021, da. De un 2020 s-a dat o hotărâre de Consiliu, care se sugeza că se acordă 50%. Mai bine plecați dată 10.000 și pare că să... Nu, dar să fim într-o eroare, așa cum e, pentru că vrea să fie... Dacă nu declară, să nu-ți mă dă.